Candidatul USL pentru un mandat de deputat în municipiul Giurgiu, Nicolae Florian, nu ratează nicio ocazie de a se afla în mijlocul giurgiuvenilor. Duminică de dimineață acesta a stat de vorbă cu locuitorii cartierului Policlinică, cărora le-a expus câteva dintre proiectele sale pentru Giurgiu și amintim aici atragerea de investitori străini pentru crearea de locuri de muncă, dezvoltarea potențialului fluviului Dunărea și implementarea unor proiecte transfrontaliere. Și eu și domnul Bădălău dorim o schimbare de atitudine a deputatului și senatorului. O atitudine orientată către cetățean și nu orientată către interesele personale sau către interese de grup. Eu sunt în zona dumneavoastră aici, mă pot mândri cu faptul că am demonstrat că sunt alături de dumneavoastră și dacă ne uităm în spate, pridvorul de la Biserica Sfântul Andrei este dăruită de mine și pentru dumneavoastră nu e bine să mă laud, dar e bine să și mă cunoaște, să faceți o conexiune între ce a făcut deputatul, candidatul și ce a făcut și ce o să facă în continuare. Deci trebuie să avem să fim foarte atenți la ce votăm, să întrebăm pe candidați ce au făcut pentru orașul nostru până acum și ce proiecte au. E foarte important, pentru că dacă n-a făcut nimic până acum, în continuare, cum o să elege sufletul de oraș? Deci trebuie să fim mai orașul. Iar referitor la schimbarea până la capăt, trebuie să venim la vot, să ieșim la vot, pentru că trebuie să luăm jumătate din voturile libere exprimate, plus încă un vot. Cel puțin. 50% plus 1. Dacă nu luăm asta, atunci o să intrăm la redistribuire, legea este așa cum este ea. Și nu se știe dacă noi putem să vă mai reprezentăm noi ca și persoane interesele dumneavoastră de giurgiuveni. Suntem giurgiuveni și luptăm pentru Giurgiu. Dumneavoastră sunteți realizați ca oameni. Dumneavoastră dați de mâncare la oameni din zona asta. Deci noi știm că dumneavoastră n-ați venit să vă pricopsiți din funcție, ați venit să ne ajutați. Și pentru treaba asta Dumnezeu să vă ajute. Vă mulțumesc să fiți sănătoase. Noi ăștia în vârstă ieșim să vedem tineretul ce facem cu el. Uite tineretul, uitați-vă. Sănătate, vă mulțumesc. Cunoscut drept un giurgiuvean căruia îi pasă de orașul în care trăiește, candidatul USL Nicolae Florian petrece foarte mult timp în mijlocul oamenilor, iar pentru a-i convinge că este de partea lor și că proiectele sale se bazează pe grija față de cetățean, îl are alături și pe primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, cel care știe cel mai bine care sunt nevoile comunității. Am nevoie de Nicolae, vorbesc la singular, fiindcă am nevoie de el ca deputat, am nevoie de parlamentarii USL-ului pe Giurgiu. Am nevoie dintr-un singur motiv, că îmi doresc să realizez acea schimbare pe care dumneavoastră o așteptați mai repede. Vă spuneam atunci că nu-i problemă ca primar independent că o să-mi vină bani. Așa este. Copilul bun sau iedul bun suge la două, sau mielul bun suge la două oi. Același lucru, să știți că am luat bani și de acolo și de acolo, au ajutat că au nevoie de un primar. Dar de ce să nu ne creăm noi singuri structura? E prietenul meu cel mai bun. Îl sun, îi spun, am de susținut o hotărâre, am de ceva, uite, vreau să fac asta, ia dosarul ăsta, du-te și plimbă-te pe la parlamentar. Convinge-i că am nevoie de legea aia ca să-mi aprobe. Să creez un loc de muncă, să creez un port la Giurgiu, să creez lucruri care se pot face mai repede decât timpul necesar. Asta este, banii vin politic. Sunt independent, dar banii vin politic. Am nevoie de această structură, de această alianță USL, fiindcă până la urmă este o alianță care își dorește cu adevărat să facă lucruri bune. Trebuie să ai proiect, să dezvolți orașul, să cunoști nevoile orașului, să te apleci cu atenție către cetățean și să pui cetățeanul pe primul plan. Asta de fapt e mesajul și totodată să veniți și cu fapte, pentru că ne-a săturat
o dată la 4 ani să venim în fața dumneavoastră, să vină parlamentarii în fața dumneavoastră, să vă ceară votul, să vă aburească și acum când este următorii 4 ani să-și facă treaba lor. Deci eu n-am cum să plec din oraș pentru că am dezvoltat o afacere în orașul Giurgiu, care o să meargă și fără mine, am pus-o să meargă și fără mine. Și mă interesează să ajut orașul. Dacă era să mă gândesc numai la mine, nu trebuia să mă bag în alegeri, pentru că eu am o cale, Dumnezeu m-a ajutat. Dar acum dacă eu stau deoparte, dumneavoastră stați deoparte, cine să meargă înainte? Ne întrebăm de ce nu avem susținere din partea parlamentarilor. Pentru că nouă până acum nu ne-a păsat așa de tare. Hai acum să ne pese, să fim cu toții apropiați unul față de altul, să putem să facem treabă. Eu vă mulțumesc mult! Florian mă numesc, candidat la funcția. Floricel, Floricel. Floricel. Să rămână, să rămână, vă pup. Să fie, va fie de folos. Albul ăsta înseamnă să ne unim cu toți, să fim puternici, dar să facem treabă pentru oraș. Pe buletinul de vot sunt Nicolae Florian. Candidez pentru funcția de deputat în orașul Giurgiu. Și de ce vreau să fac treaba asta? Pentru că trebuie să sprijinim pe Nicolae Barbu, pe care dumneavoastră l-ați ales, să-l sprijinim să poată să facă treabă în oraș, să dezvolte orașul. Sunt giurgiuvean, am reușit până acum, Dumnezeu mi-a dat să fac multe pentru orașul nostru și acum am intrat în această cursă pentru că îmi pasă de oraș și vreau să-l dezvoltăm împreună cu Barbu. Este un moment deosebit acum, este un culoar foarte favorabil pentru a dezvolta orașul Giurgiu, pentru a rezolva nevoile sociale ale dumneavoastră și nu vorbesc gratuit. Vorbesc prin prisma faptului că eu chiar am reușit, Dumnezeu mi-a dat cale și am reușit, da, am 1600 de salariați. Lucrez în Prahova, lucrez în Dâmbovița, lucrez în București, lucrez în Telorman, lucrez în Ilfov și lucrez în Giurgiu. Dintre toate, cel mai slab dezvoltat oraș este Giurgiu. Și am văzut acolo ce fel de oameni sunt, sunt oameni senini, iar noi suntem triști pentru că nu mai avem locuri de muncă, nu mai avem condiții de trai așa cum trebuie. Prin venirea, prin alegerea dumneavoastră a primarului Nicolae Barbu, ați făcut un lucru bun, un lucru de perspectivă, pentru că este tânăr și poate să muncească, dar și el trebuie să fie sprijinit. Trebuie să aibă și el o proiecție a lui, să zicem, să-l băgăm în priză la Parlament, să poată să obțină fonduri și să poată să obțină atenție orașul ăsta. Să valorificăm și noi potențialul fluviului Dunărea, pentru că fluviul Dunărea a rămas nevalorificat. Iată că suntem la 60 de kilometri de orașul București, de municipiul București, iar el când se dezvoltă acum ca metropolă, s-ar putea în loc să vină la Giurgiu să facă poartă navală la Dunăre, o să facă poartă navală la Călăraș sau să facă poartă navală la Telorman, la Zivnice. Și atunci eu vă întreb pe dumneavoastră, noi ce dorim, să rămânem codași? Nu, trebuie să fim și noi uniți, să ne reprezentăm interesele și nu să alegem parlamentarii care vin odată la 4 ani în fața dumneavoastră, vă spun lucruri pe care dumneavoastră vreți să le auziți și după asta nu vă mai interesează. Să vă dea, să alegeți parlamentarul care vă dă undița, nu vă dă peștele. Da? Să putem să trăim singuri, pentru că merităm și suntem serioși noi, giurgiuveni. Am demonstrat că suntem uniți la alegerile din vară. Nu mai a contat că mâncăm mălai sau ce am mai primit noi în pungi. Ne-a interesat schimbarea. Acum hai să mergem pe varianta asta. Uitați, ne ajută și Dumnezeu, ne ajută timpul. Hai să mergem să putem să facem treabă în continuare. Eu vă asigur că sunt alături de nevoile dumneavoastră pentru faptul că sunt giurgiuvean, îmi pasă, iar toate afacerile mele sunt dezvoltate în oraș. Iau bani din Prahova, din Dâmbovița, din București și aduc în Giurgiu. Asta fac de câțiva ani de zile. Și voi face în continuare. Voi înființa două cabinete de deputat. Unul în zona Tineretului și unul în zona Centrală. Nu știu unde. Unde o să găsim chiriele mai mici, să nu aruncăm bani pe fereastră. Dar cu siguranță acolo vă vor aștepta colegii mei și cu mine, când o să fiu acolo, vă vom aștepta să putem să îndreptăm lucrurile în oraș și putem să-l așteptăm pe primarul Nicolae Barbu. El, dacă are informație, cu siguranță că le rezolvă, că este un om harnic. Dar dacă noi, fiecare între noi, vorbim pe la colțuri și nu suntem uniți să putem să facem treabă, da, nu se rezolvă la timp lucrurile.
Exact, uitați, vă spun o inadvertență, așa, știți, o nesincronizare. De Sfântul Mihail și Gavril, unele persoane, unii funcționari ai statului au oprit apa în zona Tineretului. Pe cum de Sfântul, de Sfinții Mihail și Arhanghel Mihail și Gavril oprește apa? Nu te gândești, dar până la urmă, de ce se oprește apa? Trebuie să-l anunți pom, să știe, oprești tu o oră, două, trei, până în înțepi, într-o rețea. Dacă vrei să schimbi conducta de apă sau ce să faci. Dar nu poți să oprești că n-a plătit un cartier, pentru că apare focar de infecție. Asta dacă nouă ne pasă și suntem uniți, putem să informăm autoritățile și să luăm și atitudine. Eu nu sunt singur. Nu vă povestesc acum de undeva din cărți. Fac parte din echipa primarului, fac parte din echipa USL-ului, iar toate partidele, PSD-ul, PNL-ul, UNPR-ul, PC-ul, toate suntem pe aceeași mână, suntem uniți. De asta v-am dat fularul alb, în sensul că noi suntem în deplin consens și în deplin dialog și vrem să facem ceva împreună, că ne pasă de orașul nostru. Eu vă mulțumesc foarte mult, eu vă asigur că nu o să vă dezamăgesc și tot în viața mea am luptat și am câștigat de fiecare dată când am luptat cu dorință și cu dragoste. Față de Giurgiu, de asta m-am băgat, să lupt cu dorință și cu dragoste, pentru că afaceri am și mi le-am pus bine, deci nu am probleme, n-am nevoie de bani, am nevoie de faptul să lăsăm noi ceva în urmă pe pământul ăsta. Candidatul USL Nicolae Florian își dorește ca județul Giurgiu să nu mai fie catalogat drept o zonă defavorizată sau un pol al sărăciei, grație eforturilor sale colaborate cu cele ale mediului de afaceri și ale autorităților locale și județene. Semnalele privind dezvoltarea județului sunt pozitive. La fel de pozitive sunt și semnalele de susținere din partea giurgiuvenilor, care își doresc în Parlament oameni care să le reprezinte interesele și mereu preocupați de nevoile lor.